Parlamentarii plătiți din bani publici ar trebui să fie în slujba cetățenilor, așa cum au declarat cu fermitate în fiecare campanie electorală. Câți dintre ei respectă însă toate promisiunile? Zilnic analizăm activitatea unui deputat sau senator. La final, rămâne să decideți dumneavoastră câți politicieni s-au ținut de cuvânt. Astăzi îl avem în vizor pe Mircea Drăghici, ales în circumscripția electorală numărul 3 Argeș pe listele PSD. Din 2008 până acum, Drăghici ocupă un fotoliu de parlamentar, ceea ce înseamnă că acesta este al treilea mandat al său. A ocupat funcția de chestor și secretar al biroului permanent. Înainte să ajungă în Camera Deputaților, a fost inginer șef și subprefect. Mircea Drăghici a fost cercetat pentru abuz în serviciu alături de fostul președinte al Consiliului Județean Argeș, Constantin Nicolescu, și cei 38 de primari de comune din județ. În 2015, DNA a început cercetările. Faptele incriminate privesc încheierea unor contracte de consultanță între administrațiile locale și o firmă la care deputatul Mircea Drăghici ar fi avut o serie de interese. În iunie 2018, toți au fost achitați de către Curtea Supremă. În campania electorală din 2012, venea în fața alegătorilor cu următorul mesaj. Dacă am făcut ce am făcut pentru județ și pentru Curtea Dareș în opoziție, dați-mi voie să vă demonstrez ce voi face când vom fi cu toții la guvernare. Așa să ne ajute Dumnezeu. Victorie! În niciunul din cele trei mandate, Drăghici nu s-a omorât cu munca. Iată ce spun datele oficiale despre activitatea sa din acest ultim mandat. 13 luări de cuvânt, 8 întrebări și interpelări, o luare de cuvânt în biroul permanent, 25 de propuneri legislative inițiate și o moțiune. Deși are doar 13 luări de cuvânt, durata acestora ar fi de 1 oră, 59 de minute și 33 de secunde. Cel puțin așa spun statisticile de pe site-ul Camerei Deputaților. Una din atribuțiile parlamentarilor este prezența la vot. Din decembrie 2016 până acum a avut 2614 voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la vot este de 77%. Pentru munca prestată în Camera Deputaților, deputatul PSD Argeș încasează o indemnizație lunară de 11.670 de lei. Pe parcursul celor trei mandate, Mircea Drăghici a fost preocupat de finanțarea partidelor politice în campaniile electorale și a venit cu o propunere în acest sens. Inițiativa prevede finanțarea exclusiv de la stat a viitoarelor campanii electorale, reducându-se astfel cheltuielile în exces în campaniile electorale și descurajându-se corupția. Astfel, persoanele care candidează își vor achita campaniile, cheltuielile de campanie, urmând ca statul să ramburseze banii. Sigur că această rambursare va ține cont de anumite aspecte. Plafon pentru cheltuielile de campanie și depășirea de către candidata unui scor electoral pentru a încasa acești bani. În septembrie 2018, Mircea Drăghici a fost desemnat să se ocupe de comunicarea online a PSD. Culmea este că pe rețelele de socializare, deputatul PSD Argeș este la pământ când vine vorba de comunicare. Acum să vedem care sunt punctele tare ale deputatului din Argeș, fidel partidului și prezență ridicată la vot. Punctele sale slabe vizează următoarele aspecte: cercetat penal pentru abuz în serviciu, luări de cuvânt în număr mic, propuneri legislative foarte puține, comunicare proastă cu alegătorii, declarații politice în număr redus. Pentru activitatea din acest al treilea mandat al său, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 5 deputatului PSD Argeș Mircea Drăghici.